În plină criză politică și economică, oamenii ard prin spitale. Astăzi se împlinește un an de la incendiul de la Piatra Neamț, în urma căruia au murit, vă reamintesc, 10 pacienți intubați bolnavi de COVID-19. În timp ce rudele așteaptă finalizarea anchetei, procurorii nu au ajuns încă la o concluzie clară. S-au făcut peste 100 de audieri și au fost ridicate mii de documente de la spital. Procurorii parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au început urmărirea penală a 10 suspecți, persoane fizice, dar și față de spital. 6 expertize de specialitate au ajuns până acum la dosar. Rudele își plâng morții la parastasul de un an. Traumele au rămas. Mama Tatiana este plânsă și acum de 22 de generații de copii pe care i-a crescut alături de soțul ei și de cei 6 copii ai lor. Acum la un an mă încearcă acele sentimente de tristețe, de amărăciune, acele umbre ale trecutului încă nu pleacă. Amintirile nu vor să se șteargă, durerea rămâne. Sunt câteva cuvinte de mulțumire pentru postul dumneavoastră televiziunea Antena 3, domnului Mihai Gâdea și echipei, pentru că acum un an ați fost lângă noi, ați fost părtași la durerea noastră. Deși nu-i pot aduce înapoi, cei rămași în viață așteaptă ca vinovații să răspundă în fața legii. Tragediei care nu trebuia să se întâmple, dacă acele cadre medicale care supravegheau, care ar fi trebuit să supravegheze bolnavii de la ATI și-ar fi făcut datoria. Din punctul meu de vedere, nu cred că și-au făcut datoria atât timp cât au fost lăsați singuri într-un salon închis și cu o lumânare aprinsă. Dar mie e foarte greu să dau un răspuns așa. Eu știu că s-a schimbat foarte multe lucruri. S-a schimbat pentru mine faptul că am avut o relație foarte puternică cu tatălui, soția mea. Și în relația asta era respect unul față de altul. Încerc să mă adaptez, dar e destul de greu. Foștii manageri sunt acuzați că nu au luat măsurile necesare pentru evitarea incendiului. Asistentele, în schimb, sunt trase la răspundere că au aprins o lumânare a unui bolnav și au lăsat-o nesupravegheată. Situația la Spitalul Județean Neamț este îmbunătățită, aș putea spune eu, după un an de zile de la evenimentul tragic. Din punct de vedere al ISU, am făcut îmbunătățiri împreună cu aceștia, am înființat un serviciu privat de intervenții cu angajația spitalului, tocmai pentru cazuri de acest gen. Am făcut un plan de intervenție destul de detaliat, mi s-a spus chiar că e cel mai complex din Moldova. Potrivit procurorilor, ancheta este complexă, iar unele acte sunt greu de obținut. În acest dosar au fost cerute peste 20 de expertize, iar unele nu sunt gata, deoarece a fost nevoie să se ceară informații și de la autorități din alte state, iar răspunsurile vin greu. Au fost audiate peste 100 de persoane, unele dintre ele de mai multe ori. Au fost dispuse și efectuate și 18 expertize medico-legale pentru stabilirea cauzelor deceselor persoanelor.